Viceprimarul Lucian Harșovski este înlocuitorul de drept al primarului municipiului Suceava, Ion Lungu, în perioada în care acesta este plecat în concediu, în delegații sau în alte situații neprevăzute. Acest lucru a fost stabilit în ședința de joi a Consiliului Local cu 13 voturi pentru. Voturile pentru au venit din partea aleșilor PNL, PMP și ALDE, iar 7 abțineri și un vot împotrivă au fost acordate de aleșii PSD. Eu am spus-o și ieri la conferința de presă, nu e nimic nou sub soare. Sigur, codul administrativ prevede ca pe hotărâre de Consiliul Local să stabilească locuitorului primarului. El, oricum, se stabilea prin dispoziția primarului, da? E o formalitate care trebuie să o facem și mai departe stabiliți dumneavoastră. Propunerea lui Daniel Prorociuc de la PNL ca Lucian Harșovski să fie înlocuitor de drept a primarului a fost urmată de o intervenție a liderului grupului PSD, Vasile Mocanu, care a solicitat să se supună la vot candidatura ambilor viceprimari. Spiritul codului administrativ este ca din cei doi viceprimari să se desemneze unul prin vot. Deci, în mod automat, amândoi viceprimarii sunt candidați. Nu poate să existe un singur candidat, pentru că nu asta este ideea și spiritul codului administrativ, ci desemnarea dintre cei doi. Deci vă rog frumos să supuneți la vot candidatura ambilor viceprimari. Dar situația a fost rapid lămurită de viceprimarul Marian Andronache. Noi am avut discuții în majoritate, majoritatea noastră, grupului PNL-PMP, și nu am vrut să, chiar dacă mi s-ar fi propus, nu aș fi acceptat o propunere pentru a fi înlocuitor de primar și vă spun simplu și de ce. Chiar dacă nu prea am o experiență politică, fac politică de puțin timp, însă țelul meu politic nu este acela de a fi înlocuitor de primar. De menționat că Harșovski a fost și până acum înlocuitorul de drept al lui Lungu atunci când acesta era plecat, însă era desemnat prin dispoziția primarului. Acum însă, odată cu noile modificări aduse codului administrativ, înlocuitorul de drept al primarului se stabilește prin hotărâre de Consiliu.